Facultatea de litere își caută viitorii studenți. Absolvenții de liceu își pot depune dosarele în intervalul orar 9-12 la sediul instituției de învățământ pe strada Traian din municipiu. Am terminat liceul pedagogic și am ales facultatea de litere deoarece m-am gândit că este un post stabil pe pedagogie și merită încercat. Ce ai hotărât să rămâi în Severin? Am hotărât să rămân în Severin deoarece mi este drag, am copilărit aici 4 ani de zile pe perioada liceului și am zis să încerc și acum. Spune-mi, cu ce medie intri la facultate? Cu 7,90 la media de la BAC. Și am ales să vin acasă și să continui pe secția PIP, învățământ primar și preșcolar, deoarece asta mă văd făcând în viitor, lucrând cu copii, altceva mie nu-mi place, am din alt liceu de muzică, eu am Ștefan Paulian, pe secția clarinet și... Cu ce medie intri la facultate? 7,53. Ofertele sunt variate, existând atât locuri bugetate cât și cu taxă. În cadrul facultății noastre există 2 domenii, limbă și literatură și domeniul științele educației cu program de licență și program de masterat. Ceea ce privește programul de licență, avem pedagogia învățământului primar și preșcolar, care dispune de 20 de locuri la buget și 40 de locuri la cu taxă. Ceea ce privește admiterea se face pe bază de dosar, dar există și o probă eliminatorie ce va avea loc sâmbătă la ora 12. Constă într-un interviu, întrebările vor fi stabilite de membrii comisiei. Înscrierea pentru masterat în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră va avea loc în luna septembrie. În cadrul Facultății de Litere avem domeniul limbă și literatură română, o limbă și literatură străină, 25 de locuri bugetate, respectiv 15 locuri cu taxă. Absolvenții de liceu pot să se înscrie în perioada 16-21 iulie, iar afișarea rezultatelor se va face pe 23 iulie. Admiterea se face pe baza dosarului, iar ocuparea locurilor va fi în funcție de media descrescătoare obținută la bacalaureat. Viitorii studenți vor putea beneficia de condiții dacă aleg Facultatea de Litere a Universității din Craiova, filiala Drobeta Turnu Severin, precum cadre universitare de specialitate, dotări moderne, facilități financiare acordate studenților, burse de studiu număr mare, burse de merit și burse sociale, parteneriate cu universități din țară și din străinătate, dar și burse Erasmus.